Președintele Klaus Iohannis a declarat în această dimineață că plângerea de înaltă trădare anunțată de Liviu Dragnea este o fantezie a pesediștilor, un demers politicianist care este sortit eșecului. Totodată, șeful statului a mai spus că va participa la ședințele de guvern ca urmare a dorinței premierului de colaborare. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, va răspunde azi întrebărilor Comisiei Economice, Industrii și Servicii a Senatului. Senatorul ALDE de Brașov, Daniel Cătălin Zamfir, l-a convocat pe Sărescu după ce a citit un articol de opinie a lui Sorin Păslaru în Ziarul Financiar. Fondul de investiții cu capital de risc dedicat companiilor inovatoare din România, Early Games Ventures, a fost lansat pe piața locală, finanțat în majoritate prin programul operațional Competitivitate 2014-2020. Fondul va investi 28 de milioane de euro în companii inovatoare din țară aflate la început de drum. Un cartier întreg și zeci de imobile din centrul orașului Galați rămâne fără apă rece din cauza unei lucrări care presupune înlocuirea unei conducte. Peste 10.000 de gălățeni sunt afectați de operațiunea care se desfășoară în zona în care în urmă cu 3 luni s-a produs o mare tasare de teren. Guvernul francez îl are în vedere pe directorul executiv Michelin, Jean-Dominique Senard, pentru funcția de președinte al Renault, în locul lui Carlos Ghosn, anunță Reuters. Statul francez este cel mai mare acționar al producătorului auto, cu 15% din acțiuni și 2 locuri în bord. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.